Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Voi cu Voi, cu ediția pe care o să o vedeți în această seară, interviul extraordinar pe care vi l-am pregătit special pentru seara de ajun. Este filmat în 20 decembrie, undeva lângă Oradea. Suntem pe un șantier, într-un loc unde va fi construit un centru pentru recuperarea și a adulților, dar și a copiilor cu probleme neuromotorii. Cu siguranță o să vă întrebați cine e invitatul meu, dacă nu cumva ați ghicit deja, pentru că nu puteam să trec aceste sărbători fără să vin la Mihai Neșu. Îi mulțumesc foarte mult prietenei noastre comune, Carmen Moise, care face minuni indiferent unde se află. A zădărnicit această întâlnire între mine și Mihai. Recunosc că ne cunoșteam, am vorbit la telefon, dar personal nu ne-am văzut niciodată. Cea mai mare bucurie a mea în ziua de astăzi este faptul că de ultima dată de când l-am văzut la televizor, Mihai este mult mai bine. Bună seara, Mihai Neșu! La mulți ani! Să rămână! La mulți ani! Mulțumesc tare mult că m-ai primit la tine acasă aici, Mihai, că e mai mult decât la tine acasă. Mulțumim noi că ați venit, că ne bucurăm tot timpul când avem oaspeți aici pe șantier, fiindcă este o, să zic așa, o onoare să prezentăm tot timpul oamenilor ceea ce construim noi aici pe șantier. Mihai, ești mult mai bine decât ultima dată când te-am văzut. Hai să începem cu asta, cu prima veste bună. Prima veste bună este că deja te descurci mult mai bine cu mâinile. Din punct de vedere medical, pot să zic că situația mea e foarte bună, fiindcă am și fost la zile trecute la un doctor neurolog să fac niște testări și vorbeam cu el așa de ceea ce știe știința din punct de vedere neurologic și zicea că știe foarte puțin și numai faptul că e sănătos așa în interior la organe e practic un progres pentru persoane cu dizabilități, dar având în vedere și că mișc mâinile și cheture brațelor destul de bine după 12 ani de accident, e un plus foarte mare și nu pot fi decât recunoscător. Mihai, ești de acord să facem în seara asta un interviu neconvențional? Nu cred că există nicio întrebare la care tu nu poți răspunde. Și dacă există o întrebare la care tu nu poți răspunde, îmi spui că nu poți răspunde. Și să o luăm cumva cu începutul. Acum 12 ani ai lăsat un tricou și ai primit un scaun. Acum, din scaunul ăsta, tu ai primit mult mai mult decât ai fi primit poate pe teren. E foarte greu pentru oameni să înțeleagă de ce tu consideri în momentul de față că Dumnezeu ți-a dat un dar mai mare decât a fost cel pe care ți-a dat atunci când jucai fotbal. Și cred că tu poți explica cel mai bine asta. E foarte greu de înțeles, fiindcă noi, în general, ne luăm sau judecăm oamenii sau îi vedem după aparențe, după ceea ce se vede din afară, cum e viața lor, cu ce se ocupă, ce face, ce are, câți bani are. Cam așa judecăm noi oamenii și așa tindeam și eu să-i judec, doar că accidentul ăsta m-a învățat un lucru care pare să fie evident pe toată lumea, că omul e format din trup, minte și suflet. Și sufletul e componenta cea mai importantă a omului și atunci practic fericirea care o căutăm noi toți în materie, în lucruri, ea de fapt se găsește în sufletul nostru și noi suntem fericiți și cred că toată lumea e de acord cu mine doar atunci când sufletul e liniștit, împăcat și sufletul nu-i liniștit de la bani, nu-i liniștit de la mașini, nu-i liniștit de la averi, de la nu știu ce mai câte lucruri de astea materiale, decât poți fi fericit o fracțiune de secundă atunci când ți le cumperi. Dar fericirea care o căutăm noi toți ține practic de Dumnezeu să ne-o dăruiască și eu am învățat cu accidentul ăsta că atunci când Dumnezeu îți ia ceva cum mi-a luat mie sănătatea, care și aia e un dar mare, îți întărește practic altă parte a componentei totale a ta, a omului și mie mi-a întărit
mi-a întărit sufletul și de asta consider că e o binecuvântare accidentul ăsta, fiindcă a umblat Dumnezeu acolo unde practic toți oamenii ar vrea să li se umbe, să se îmbunătățească ceva la sufletul lor. Și chiar dacă există suferința asta trupească, liniștea sufletească care o am după câțiva ani după accident înlocuiește sau ajută să lupte cu suferința trupească și să treacă cu bine. Și cu atât mai mult e o bucurie și o binecuvântare accidentul ăsta, pentru că mi-a scos în față o nouă viață, cea de a ajuta copiii cu dizabilități, și mi-a adus posibilitatea să îmi petrec timp mult pe șantier, mult timp cu copiii cu dizabilități, care sunt o bucurie de nedescris dacă ajungi să-i cunoști. Mihai, cât timp ai fost supărat pe Dumnezeu imediat după accident și o bună bucată de vreme după, pentru că n-ai înțeles de ce ți s-a întâmplat ție, de ce trebuia să ți se întâmple asta, în special în momentul în care erai pe culmine gloriei, în gloria carierei tale. Cât timp ai fost supărată pe el? Păi, cam vreo 4-5 ani. Mai tare și după aia tot mai puțin. Dacă am 4-5 ani, am avut așa o frustrare și, să zic așa, o dezamăgire că n-aveam un răspuns de ce mi s-a întâmplat lucrul acesta, și doar cu ajutorul Dumnezeu și cu ajutorul rugăciunilor părinților, la care alergam disperat pe la tot felul de mănăstiri, în Muntele Atos, am ajuns și în America, în Arizona, la părintele Efrem Filoteitu, pe oriunde am putut și am mers și cu terapiile medicale, dar și pur și simplu în excursie, căutam răspunsul pe la călugări îmbunătățiți care să ajut să-mi dea, să zic așa, un răspuns ăsta care să mă liniștească, dar el n-a venit așa tranșant. Liniștirea a venit treptat, așa, ca o mângâiere, ca o mânghiere părintească, așa, în timp. Da, în perioada asta, deci, în perioada în care ai fost justificat cumva supărat pe ce ți s-a întâmplat, vorbeai cu Dumnezeu, Mihai? Sau nu vorbeai cu Dumnezeu? Erai supărat într-atât încât ai zis: nu vorbesc cu tine, Doamne? Nu, sigur că vorbeam. Vorbeai. Vorbeam și îmi exprimam dezamăgirea pentru ceea ce mi s-a întâmplat. Rugam cum ar fi să îmbunătățească situația în momentul respectiv. Trecea un pic timpul, vedeam că nu se schimbă nimic, iar eram supărat, iar vorbeam. Chiar dacă n-am înțeles eu la început, sau din tinerețea mea până după 30 de ani, nu am înțeles foarte mult din viața asta domnicească, mai mereu aveam, să zic așa, o colaborare cu Dumnezeu. Dar de fapt nu se poate spune colaborare, fiindcă eu doar îi ceream lucruri, dar nu vreau să fac nimic ca ce vrea Dumnezeu. Practic era doar o relație de asta bazată pe...
ajută omul foarte mult să devină sufletește un om mai bun, care practic noi în prima fază nu ne dăm seama cum e faptul ăsta să doresc să suferi ca să ai sufletul mai bun, dar având în vedere că sufletul rămâne veșnic, eu cred că e cel mai bun lucru să ți se dea, să zic, o unealtă care să ajute să îmbunească sufletul așa cum e suferința. Care a fost primul semn de împăcare al tău cu Dumnezeu, cu Divinitatea, Mihai? Dacă ar fi să-l definești uitându-te în urmă, să zici, da, ăsta a fost semnul în care eu am înțeles mesajul lui Dumnezeu și în momentul ăsta v-ați reluat ambasadele, ca să zic așa. Păi, nu știu dacă a fost un semn, dar bucuriile care le simțeam de fiecare dată când mergeam în Muntele Athos, pot să zic că au fost un semn că Dumnezeu, acolo unde e, cum e în Muntele Athos, unde e foarte mult har și sfințenie, unde e foarte mult har și sfințenie, acolo și Dumnezeu vine și dă mângâiere și bucurie. Și atunci bucuria care o simțeai acolo când te ducea era un semn că Dumnezeu nu e un, să zic, că nu e un judecător, nu e un nu e un procuror. Nu e un procuror, exact, nu e un procuror, ci Dumnezeu e un părinte iubitor care ne vrea doar binele și toată suferința asta care mi-a îngăduit-o e doar spre binele meu. Și acum mă bucur de așa cum am zis. Cât ai stat în Muntele Athos, Mihai, cel mai mult? Că știu că ai avut o perioadă în care ai stat chiar... N-am stat. Cel mai mult, cred că o săptămână am stat. Așa. Și de atunci, în 2015, am fost prima oară în Athos. În anul respectiv am fost de două ori și de atunci în fiecare an merge manual, fiindcă, așa cum oamenii cu probleme de sănătate să duc, de exemplu, pensionari, să duc la cure balneare, așa consider eu că toți oamenii, că toți avem probleme sufletește, să facă anumite cure de-astea duhovnicești. Și o vizită în Muntele Athos este o cură duhovnicească foarte, foarte intensă, fiindcă, așa cum am zis, acolo e foarte multă sfințenie, foarte mult har, sunt niște părinți deosebiți care se roagă în continuu pentru noi, pentru întreaga omenire și tot timpul pregătiți să ne răspundă la orice fel de întrebare, să ne îndrume în orice fel de domeniu, în orice fel de problemă întâmpinăm în viața noastră, să ne ajute să trecem cu bine peste greutățile din viața noastră, fiindcă ei cu harul Dumnezeu văd lucrurile mult mai sănătos decât le vedem noi. Tu care n-ai stare, Mihai, pentru că o să ne vorbim imediat și despre locul în care ne aflăm și ceea ce faci tu zilnic. Tu care n-ai stare, ce făceai tu o săptămână la Muntele Athos? Că tu, pe tine, decât să pune cineva să stai în pat, s-a terminat, adică nu... Păi, la Muntele Athos, când mergem și intrăm în programul mănăstirii. Deci, programul mănăstirii, slujbele încep la ora 4 dimineața, unde mergeam noi. Nu eram obligat să mergem așa de vreme, mergeam pe la 6, de la 6 până la 8, cât dura Sfânta Liturghie, după era nu știu, că iau două mese, nu știu, mic dejun, prima masă, și după aia toți călugurii de mănăstire intrau în ascultările zilnice și prietenii care au cu mine și ei intrau în ascultări, acolo le dădeau și lor de făcut tot felul de chestii. Eu mă plimbam pe acolo, mai discutam cu un călugăr, altul care mai doreau să mai puteau să stea cu mine, mai era când mai lăsa câte unul să aibă grijă de mine. La prânz un pic de odihnă, că e obligatoriu acolo odihna de prânz. După masa de la 5 iar este slujbă. După aia a doua masă, după masă iar este un pic de slujbă și seara e stingeră destul de repede la ora 9. Asta e programul cum ar fi clasic în fiecare zi, în afară de zilele când sunt sărbători. Atunci sunt privegheri noaptea de la 9 seara până la 2-3 dimineața și participam și noi la ele atât cât îmi permitea mie să stau în scaun. Dar e o perioadă extraordinară. Cele
4, 5, 7 zile cât le petece în Athos, să ai programul ăsta așa de slujbe și discuțiile duhovnicești cu părinții de acolo, te ajută foarte mult. Când te-ai dus prima dată, Mihai, știau părinții cine ești? Unii știau, unii nu știau, doar că problema a fost prima oară, problema mea, dar pentru ei nu era, că la ei vin foarte mulți oameni cu probleme. Problema mea era că eram foarte dezorientat când am fost prima dată și, așa cum am zis la început, eu căutam un răspuns de la Dumnezeu și ceream lor să-mi dea răspunsul și ei erau foarte relaxați că viața mea o să se schimbe după o perioadă, deci eu nu vedeam. Ei chiar mi-au zis la un moment dat, zice, vezi, zice Mihai, că zice, trebuie să faci tu activitate, zice, nu stai numai așa, zice, că nici noi aici nu numai ne rugăm toată ziua, zice, și noi facem, avem activități ca să treacă timpul și pe lângă rugăciunea care o fac ei continuu, trebuie să o activitate să aibă mintea ocupată și eram foarte răzvrătit. Mi ziceam, dar ce să fac, părinte, zic, eu sunt paralizat, zic, nu pot să fac nimica. Și acum când văd câte fac, îmi aduc aminte și râd. Fiindcă mi se pare total invers proporțional cu cum vedeam eu viața atunci, când eram foarte, să zic așa, dezorientat și nu vedeam nicio luminiță la capătul tunelului, dar părinții de acolo erau foarte veseli și liniștiți că viața mea o să se schimbe în bine. Nu știu ce ai știut și tu. Poate că ai știut, dar n-ai crezut. Eu n-am știut. Da, poate n-ai... Creștin ortodox botezat ești, Mihai. Da, la 30 de ani. Cum la 30 de ani? La 30 de ani. La 30 de ani te-ai botezat? Da. Așa târziu? Da, eu de mic am fost greu catolic și după accident, practic, în căutarea asta mea și în răzvătirea asta mea pe Dumnezeu, am căutat, de fapt, ce-i credința, cine-i Dumnezeu, ce vrea de la noi, toate credințele astea multe care sunt pe planetă, ce rol au, deci așa multe și una trebuie să fie bună și restul greșite, că nu poți fi toate bune, că nu poți face un ghivet, ci să iasă toate cum trebuie. Și atunci, căutând, mergând în istorie, punând o urmă de întrebări, am studiat foarte mult istoria bisericilor, istoria credințelor. După 2 ani de cercetare, am hotărât să mă botez ortodox. Unde te-ai botezat, Mihai? Aici, în Oradea. Nu știam, da? Da. Pe 12 decembrie 2013. Da. Uite, astăzi suntem, după atâția ani, Dumnezeu e acasă la tine. Asta e mai mult decât casa ta, Mihai. Carmen Moise, când a venit la tine în urmă cu, nu știu, 2 sau 3 ani, tu erai cel care schițase proiectul acestui centru. Pentru că tu ai făcut tot, trebuie să spunem telespectatorilor. Deci tot proiectul acestui centru este făcut de tine. Și uite, acum suntem în stadiu în care biserica se pictează. E foarte adevărat că mai ai nevoie de vreo 5 milioane de euro? Nu, cam 5 milioane jumate de euro cred că o să ne coste cam tot centru. Noi am cheltuit până acum 3,3 milioane și diferența până la 5 jumate mai avem nevoie să strângem. Deci vreo un milion, având în vedere că avem campania de SMS 8848. Oricine trimite, cred, la 8844, 8844 donează 2 euro lunar. Este foarte important cuvântul cheie, cuvântul cred, că dacă nu trimiți cuvântul cred, nu se contabilizează în contul cred, fundației. Da, deci cred. De ce dai cred, SMS-ul, să spui da, cred. Trebuie să pui în SMS cred la 8844 și alve donezi 2 euro. Noi, din acești abonați minunați care ne-au ajutat până acum, am strâns peste 2 milioane de euro. Aici, pe ce se vede în șantier, și ne bazăm lunar pe banii lor, care, practic, dacă îi scădem, mai avem nevoie de vreun milion jumate de euro. Sunt absolut convinsă, Mihai, că o să strângi acești bani. Acum, aș vrea să te rog să ne spui ce faci tu aici. E un centru de recuperare, dar tu aici faci niște lucruri extraordinare. Grădini senzoriale, de exemplu.
un anumit tip de piscină, biserică. Spune-ne tu, telespectatorilor, cum ai gândit tu, pentru că tu ai gândit tot acest proiect. Deci, complexul de recuperare care l-am gândit noi se bazează pe experiența mea cu paralizia, practic, acest 12 ani și a terapiilor care le-am făcut eu și ce am văzut că este de folos. Se bazează foarte, foarte mult, poate chiar mai mult decât experiența mea, pe experiența terapeuților de la actualul Centru de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități, care l-avem de 7 ani în Oradea, dar care a devenit neîncăpător, și se bazează foarte mult și pe cercetările Iuliei, directoarea fundației, care ea, neavând nicio specializare medicală, doar de administrare, dar fiind foarte pasionată și cu sufletul în acest proiect, ea fiind directoarea și managerul fundației. Deci, adunând toate aceste lucruri, noi împreună, practic eu cu Iulia, am făcut conceptul acest nou complex și l-am pus pe hârtie și până la urmă l-am făcut și în niște programe de design și am făcut 3D, mai multe schițe, și am conceput ca acest complex să conțină în primul rând o bisericuță, fiindcă dacă reușești să te tratezi sufletește și să ai liniștea necesară sau liniștea dorită, ca să zic așa, atunci vezi altfel viața și pentru părinții cu dizabilități și pentru copiilor au, să zic așa, altă liniște să abordeze această recuperare a dizabilității copiilor lor. Fiindcă eu am observat în problema mea, în lupta mea cu paralizia, că atunci când n-am fost liniștit sufletesc, am luat și foarte multe decizii greșite în alege terapii care mi-s de folos și care nu știu unde mi-au dăunat. Și atunci am considerat că bisericuța este un pilon foarte important în acest complex, ca să aducă posibilitatea vindecării sau a luptei să te vinde sufletește cu a fiecărui părinte care vine aici, și să aibă și un sprijin duhovnicesc pe părintele care va fi aici. Va fi, bineînțeles, clădirea din spate, clădirea principală, clădirea centrului de recuperare care va... Sfântul Nectar, e important să-i spunem numele, da, Mihai, că nu complexul... întâmplător l-ai ales. Da, complexul va fi Sfântul Nectarie, numele complexului. Bisericuța are hramul Buna Vestire și Sfântul Ioan Maximovici. Am vrut să-i dăm alt hram bisericii, că nouă ne place să fim înconjurați de cât mai mulți sfinți, Maica Domnului care îi practic pilonul mântuirii omenești, că fără ea n-ar fi existat șansa asta de mântuire, și practic Buna Vestire pentru noi e o întâmplare care dă dovadă de puterea lui Dumnezeu, care din nimic poate să facă orice. Minuni. Da, și atunci de-aia am vrut să dăm Buna Vestire hramul acestei bisericuțe, și Sfântul Ioan Maximovici este iar un sfânt foarte drag nouă, care am dorit să fiu să aibă un hram în biserica, fiindcă e un părinte foarte drag nouă. Ce mai aici, deci Mihai? Complexul Așa. Sfântul Nectarie, pe lângă biserică și clădirea centrului de recuperare, o să conțină cazarea, clădirea din data e o clădire de cazare pentru 22 de persoane. Clădirea centrului de recuperare, pe lângă sale terapie, are și o piscină pentru hidroterapie și not și ce se va mai face acolo. În spatele clădirii centrului de recuperare este o arenă de echitație pentru terapie cu cai, hipoterapie, care e foarte de folos, și am considerat că ar fi frumos să aducem, să avem aici cai ca să facem terapie cu ei. Lângă arena de echitație va fi o clădire multifuncțională, anumită noi, care încă nu e construită, care va avea rol de organizare a evenimentelor, anumite ateliere, workshop-uri, unde copiii să învețe tot felul de activități, și mai ales cei care sunt mult mai bine, să zic așa, fizic și independent, să învețe anumite mici aptitudini care să-i ajute să fie cât mai independenți
în viitor, în viața lor. Și în jurul clădirilor vom avea grădina senzorială care va fi între centru, cazare și arena de echitație și clădirea multifuncțională, va fi practic o zonă chiar în centru complexului. E o zonă care va avea rol de a stimula senzorial copiii. Va fi împărțită în 5 zone pentru stimularea celor 5 simțuri și este special concepută de un peisagist, astfel încât în fiecare zonă plantele să fie exact adaptate sau să facă ceea ce e nevoie pentru simțul respectiv. Unde pentru atingere vor fi plante cu diferite texturi, pentru stimularea gustului vor fi anumiți arbusti și plante care fac fructe, legume. Zona de miros va fi plină cu flori, tot felul de plante mirositoare. În zona de văz, iarăși vor fi tot felul de plante care să stimuleze văzul. Și la zona auditivă, pe lângă toate plantele care fac anumite zgomote, va fi și un mic pârâiaș cu o cascadă care va ajuta la stimularea acestor simțuri, fiindcă din cercetările noastre am constatat și am văzut că terapia senzorială e foarte bună și mai bună atunci când e făcută cu lucruri naturale. E foarte importantă terapia asta în aer liber, din ce am observat noi, foarte de folos chiar și pentru oamenii sănătoși. Îi aduce o relaxare și o liniștire sufletească foarte, foarte mare. Și pe lângă grădina asta senzorială vom avea chiar în spatele clădirilor și o mini-fermă, unde vom avea și mici, tot felul de animăluțe, găini, iepuri, mini-capre și printre ele vom avea și zone unde copiii vor putea să cultive plante, legume, ce să găsește în gospodăria unui om. Vom încerca să le oferim și le posibilitatea să facă lucrul acesta, chiar și celor în scaun vor avea adaptat niște, să zic așa, jardiniere la înălțimea lor, unde vor putea planta diferite plante aromatice sau mici legume care să le crească acolo. Și vom avea și un teren de mini-fotbal acolo în capăt, ca să nu uităm unde am plecat. Și abia în acea zi Mihai Neșu va fi pe deplin fericit. Mihai, dacă nu s-ar fi scumpit atât de tare materialele de construcție și mâna de lucru, cu siguranță ai fi stat mult mai bine cu banii. De câte ori față de proiectul pe care l-ai făcut inițial s-au scumpit materialele de construcție? Păi... și de fapt tot ce faci tu aici. Da, deci unele materiale știe toată lumea care are de-a face construcție, unele s-au scumpit de 3 ori, unele de 2 ori, unele mai puțin, dar ca o medie noi am suplimentat bugetul cu cam 50%, ca să sperăm că vom termina fără probleme acest proiect. Sunt firme mari în România, nu să le dau numele, nu pentru că nu pot și pentru că ei nu doresc să le dau numele, care ți-au redirecționat acei 20% din venitul firmei pentru acest proiect, Mihai. Și sunt absolut convinsă că împreună, așa cum ai făcut de mai multe ori la Antena 3 și la emisiune cu Mihai, oamenii s-au uitat și nu-ți dau să te ajute, nu știu cum să-ți explic, nu-ți dau să te ajute pe tine, Mihai Neșu. Și cred că dau cumva într-o bucurie de a vedea că și la noi se poate, dacă există un Neșu, să zic așa. Adică nu neapărat ca o simpatie față de tine sau o empatie pentru ce ți s-a întâmplat, ci faptul că tu ai dovedit și ai și reușit să faci și să le demonstrezi că fiecare bănuța lor a fost dus acolo unde trebuie. Da, păi noi suntem foarte recunoscători și suntem foarte bucuroși că acest proiect e făcut din banii foarte multor oameni, fiindcă majoritatea oamenilor, așa, banilor care s-au strâns aici, așa, s-au strâns din acei 2 euro de SMS și suntem foarte bucuroși să ne trezim aici în șantier cu oameni care au zis că au venit, au trecut prin zonă și au venit numai să vadă ce se face din aia 2 euro care i-au donat ei. Și noi suntem foarte
recunoscător, dar bineînțeles e o și responsabilitate foarte mare să știi că ai pe mână banii atâtor oameni și de multe ori când ai de luat anumite decizii te gândești când e vorba de o sumă mai mare sau mai mică la o alegi o firmă sau o manoperă, te gândești dacă o să alegi, spui în balanță, să faci economie, să nu faci, fiindcă știi că e responsabilitate foarte mare, că nu-s banii tăi, dar sperăm să ne ajute Dumnezeu să-i administrăm cât mai bine și să nu ne batem joc de ei și să facem locul ăsta, care, raiul ăsta, care zicem noi, resortul ăsta de lux caritabil, cum îi zicem noi, pentru copii cu abilități, să aibă și ei un loc unde să aibă șansă la o viață mai bună, să-și permită să vină pe termen lung părinții și părinții să aibă vacanța aia care nu au niciodată, să o aibă aici când vin și aduc copii și suntem extrem de recunoscători tuturor oamenilor care ne-au ajutat până acum și sperăm în continuare și rugăm să ne ajute să ducem la bun sfârșit acest proiect, fiindcă noi considerăm că e foarte de folos și foarte necesar. Știu bine eu că într-o zi te-ai pomenit aici cu părintele Ioana, care a venit aici cu un autocar de credincioși. Trei autocare. Și toți au venit să te vadă pe tine și, cum a zis părintele Vasile, dă-bă Mihai o cutie sau cum, povestește tu. Da, o pungă, într-o pungă ori strâns o grămadă de bani. Da, da, au venit și părintele Ioana, el a fiind și mai popular așa, imediat s-a aflat, dar au mai venit. Și astfel au venit și părinți din NATO, s-au venit părinți și părinți tareți de la alte mănăstiri. A mai venit chiar un părinte din Baia Mare, care tot așa era în peregrinaj cu un autocar, a venit. Și, așa cum am zis, e o bucurie extraordinară, îți dă, zic așa, putere să mergi mai departe când vezi că sau oamenii sunt alături de tine și așteaptă cu nerăbdare să vadă proiectul gata și noi așteptăm cu nerăbdare și de asta îi rugăm pe oameni, de asta tot apărim pe la televizor să arătăm ce am mai făcut, dar și să-i rugăm să ne sprijine în continuare să finalizăm proiectul, fiindcă așa cum am zis e de folos, fiindcă eu am văzut în străinătate ce condiții de terapie sunt în străinătate și la ce costuri, fiindcă am cheltuit foarte mulți bani, dar slavă Dumnezeu am avut de unde. Dar sunt multe familii în România care nu au posibilitatea să meargă tot timpul în străinătate să facă terapii și noi vrem să aducem practic tot ce e bun în străinătate, să aducem aici în Cihei, lângă Oradea și să le oferim posibilitatea să vină cât bun, mai eu mult. Acum tu o să-mi dai voie să le spun oamenilor că donatorul frecvent pentru proiectul Mihai Neșu este statul olandez care ție îți oferă o pensie de 3.000 de euro pe lună și nu trebuie să recunoști tu că nu de aia te întrebi. Eu știu foarte bine că după ce îți achizi tu toate obligațiile pe care le ai, ca orice muritor de rând, restul banilor, tot până la ultimul leu, merg aici. Deci tu ai de la statul olandez, Mihai, o pensie de 3.000 de euro și de la statul român, excepțională sumă de 100 de euro pensie, plus aproape 300 de euro pentru un însoțitor, nu? Da, și dacă calculăm... Cam așa iese. Păi hai să calculăm, că e foarte important. Deci tu, Mihai Neșu, dacă nu ai primi acest ajutor, această pensie de la statul olandez, practic, în frumoasa Românie, un fotbalist de valoarea ta ar trăi cu 300 de dolari, 300 de euro pe lună. Corect? Da, din păcate, așa făcând o paranteză, când m-am întors în Olanda, în țară, am zis că ca să pot să rezist, să zic așa, să fiu bine la mine în țară, trebuie să încerc să nu văd prea mult lucrurile care nu sunt bune și dacă le văd, să încerc să le schimb eu și să nu mă afecteze, dar e adevărat că asta e realitatea, că puțin situația prin zonă de abilități nu-i cea care ar trebui să fie, practic, majoritatea persoanelor de abilități, dacă n-au condiții financiare bune, li foarte greu să trăiască și eu am foarte mulți prieteni cu dizabilități cu care vorbesc și le știu viața și știu cât de greu li părinților lor să-i ajute și să le
oferi toate condițiile, plus că avem foarte multe familii care ne contactează și diferite probleme, scare, de exemplu, care nu știu să și le vindece, nu pot, n-au bani de pansamente, n-au... Sunt niște probleme, e adevărat, care nu pot să nu le sesizez. Sunt triste și, da, sperăm să se îmbunătățească lucrurile în viitor din punctul de vedere și din ceea ce ar putea, să zic, nu știu, că nu mă pricep, nu sunt administrator să știu ce s-ar putea face, dar e greu să fii și cu dizabilități și să nici nu poți lucra și să nu ai, să zic așa, sprijinul din partea statului. Presupunând că te-ar putea auzi cineva din cei care sunt acolo la butoane, Mihai, cerele, ce vrei tu? Cerele măcar azi, că e sărbătoare și poate, știi cum e română, poate la sărbătoare de mai mult. Cerele tu politicienilor, există ceva în legile astea, în legea fundațiilor, care nu funcționează corect sau care nu te ajută pe tine, care strângi ultimul bănuț să faci ceva? E ceva ce ai vrea să schimbe? Păi, în primul rând, ar fi frumos să aibă persoane cu abilități un sprijin mai mare din punct de vedere al traiului și al sănătății. Adică când au nevoie să meargă la doctor să li se ofere această, să zic așa, acest serviciu, când au nevoie de asistență la domiciliu, să fie servicii care să le ofere acest lucru, să aibă condiții de trai, să zic așa, cum e scaunul meu cu rotile, de exemplu, ar fi de folos să poată statul să le ofere, fiindcă nu oferă statul asemenea facilități și sunt foarte multe lucruri care ar fi de folos să poată statul să ofere unei persoane cu dizabilități ca să poată să își ducă o viață normală, decentă și să se bucure de viața asta care la urma urmei îi trebuie să ne bucurăm. Dumnezeu trebuie să ne bucurăm de ea și noi ca oameni de asta suntem așa mulți pe planetă și unii bogați, unii săraci, unii mai deștepți, unii mai proști, unii mai sănătoși, alții, nu? Așa ca să ne ajutăm unii pe alții și da, statul român are ca orice administrator are foarte multe probleme, foarte multe domenii, dar eu strict pe domeniul sau persoanele de abilități, cred că s-ar putea cumva să se ofere o viață mai bună persoanelor de abilități și un, să zic așa, un cadru fiscal mai bun asociațiilor și fundațiilor care ajută numai persoanele de abilități, dar în orice domeniu, fiindcă ar fi frumos să ne putem, să zic așa, așa cum am discutat, să ne putem reprimi TVA-ul înapoi ca să mai facem ceva cu el, numai să-l dăm și să nu fi făcut nimica cu el. Și ar mai fi, na, multe lucruri de discutat, dar... Dar măcar atât. Măcar atâta și, na, merg mai departe, noi facem ce ține de noi ca să îmbunătățim măcar un pic viața personală copilului cu dizabilități și a tinerilor. Hai să terminăm pe pozitiv, Mihai, dragă. Te-ai uitat la campionatul mondial, vreau să știu. Da, m-am uitat la campionatul mondial și am ținut cu Argentina de la început până la sfârșit, chiar dacă au început tragic, dar au terminat. Și cum ți-a plăcut finala? Sau ce ți-a plăcut? Care a fost jucătorul tău? Presupun că Messi, dacă zici că ai ținut cu Argentina. Messi acum, el îi... Nu ai așteptări de la el, adică el știi că e bun, știi, dar mi-au plăcut mai mulți jucători de la Argentina, cum ar fi Rodrigo de Paul, în mijlocașul acela care are și o poveste interesantă, care tot corpul tatuat cu tatuaje cu Messi și foarte interesant așa să vezi un sai pe Messi și lângă Messi să fie un coleg de-a lui care așa de mult admiră că s-a așa tatuat cu tot corpul, chiar dacă nu sunt, să zic așa, un susținător al tatuajelor, dar mi s-a părut o dovadă foarte mare de respect așa și admirația și asta practic a fost spiritul Argentinei, așa dragostea asta mare dintre jucători, cred că și antrenori și practic întreaga lor
țară, așa, pare o țară plină de dragoste, nu știu de ce. Cel puțin în domeniul ăsta fotbalistic s-au văzut așa o dragoste că plutea în jurul lor și cred că asta le-a adus campionatul mondial. Tu ai dat vreun telefon, ai dat un telefon acolo sus, de a ieși soarele, Mihai? Nu. Ai avut așa o discuție cu bunuțul între voi, băieții, și ai zis, vezi că vine aia de la televiziune, să nu fie frig, Doamne, ca să facem emisiunea asta afară? Slav. Ai făcut tu ceva? Când mai vorbesc Dumnezeu, în general nu rochezi, ci îl rog să mă ajute să fac voia lui în fiecare zi, fiindcă știe el mai bine ce-i de folos. Ai în birou un tricou de la Utrecht și pe cap porți un fez pe care scrie Iisus Hristos, Regele Iudeilor. Da. Acolo sunt amintirile fotbalistului Mihai Neșu, iar în fața mea, dacă mă întreb pe mine, este figura unui călugăr, al unui preot, al unui om care are încă multe lecții de dat celorlalți. Vreau să-ți las ție ultimele două minute în care poți să-i transmiți telespectatorilor tăi, noștri, ce vrei tu și răspundem doar la întrebarea asta, dacă ar fi să poți alege să fii în continuare fotbalist sau să fii preot acum, azi, Mihai Neșu, ce ai alege? Niciuna, aș alege să fac fără Dumnezeu dacă aș ști care e. Că nu știu dacă care mi-ar fi de folos. Dorința mea și ce am învățat din experiența asta a bolii, că facem de multe ori, luăm decizii greșite sau cerem Dumnezeu lucruri greșite și atunci lucrul cel mai frumos și bun, cred că pentru sufletul fiecărei să ajungă să aibă puterea să-și dorească să facă voia lui Dumnezeu, fiindcă e practic mai de folos pentru fiecare om. Și având în vedere că suntem în prag de sărbătoare și de Crăciun, care e nașterea lui Iisus Hristos, pentru mine nașterea lui Iisus Hristos e cel mai important și cel mai bun lucru care s-a întâmplat pe planeta asta în istoria de ce știu câte milioane de ani zice că există universul ăsta. Cred că nașterea lui Hristos e cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat. De ce? Fiindcă după nașterea lui Hristos, practic fiecare om a avut șansa la să dobânească fericirea veșnică, care noi o căutăm în continuu. Fiindcă înainte de nașterea lui Hristos, oamenii, chiar și cei mai drepți oameni, n-au putut ajunge la desăvârșirea aia, fiindcă omul de unul singur e limitat, numai cu Dumnezeu ajunge să fie desăvârșit și atunci de aia trebuie să fim foarte bucuroși și de asemenea și foarte responsabili pentru această sărbătoare și minune care s-a întâmplat nașterea lui Iisus Hristos, fiindcă El s-a întrupat și
colegilor mei, Liviu Dochița și Claudiu Roșoiu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să ne vedem sănătoși în ultima zi din an, cred, sau penultima zi din an, săptămâna viitoare. La voi cu voi, la mulți ani!